Au fost zeci de infracțiuni în școlile constanțene de la începutul anului școlar. Este concluzia unei echipe care monitorizează la Constanța planul pentru siguranța școlară. Mai multe date imediat. Înalt preasfințitul Teodosie cere eliminarea unor probe din dosarul Recorder în care este cercetat de procurorii DNA pentru cumpărare de influență. Toate explicațiile în câteva momente. Gripa face ravagii la nivel național, iar Constanța este pe locul 3 în topul județelor la numărul de îmbolnăviri, amănunte în jurnal. Zeci de infracțiuni în școlile și liceele constanțene de la începutul anului școlar este concluzia echipei interinstituționale care monitorizează la Constanța planul pentru siguranța școlară. Planul de acțiune pentru siguranța școlară are ca scop creșterea siguranței elevilor și cadrelor didactice în unitățile de învățământ și este rezultatul consultărilor dintre echipele tehnice ale instituțiilor semnatare cu atribuții în domeniu, derulate în perioada 30 august-5 septembrie 2023. Anul trecut am lansat un format de consultare în teritoriu, special destinat pentru problemele de violență școlară și bullying. Am observat că foarte multe apar surprinzător chiar la colegii naționale, la licee destul de populare. În principiu, cauzele principale sunt etnia, orientarea sexuală, religia, masa corporală, aspectul fizic. IPJ Constanța în fiecare zi are 65 de forțe chiar care acționează chiar în interior sau în zona adiacentă cu unitatea de învățământ. Acestea sunt constituite în aproximativ 50 de patrule. 64 de infracțiuni au fost înregistrate în acest an școlar. 37 de infracțiuni de lovire sau alte violențe, 10 infracțiuni purtare abuzivă, amenințare, portul, folosirea fără drept de obiecte periculoase, furt, abuz de serviciu, ultraj contra bulurilor moravuri. Prefectul, Inspectoratul Școlar, Poliția și Direcția de Sănătate Publică și-au prezentat concluziile într-o conferință de presă ținută la Liceul Energetic. Aceste instituții monitorizează planul de acțiune pentru siguranță școlară. Acest plan teritorial cadru de acțiune a fost adoptat la începutul anului școlar. La nivel național a fost personalizat pentru fiecare județ în parte. În acest an, pe 15 ianuarie, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a realizat, a finalizat la nivelul instituției un proiect. Se referă la combaterea consumului de droguri. Vrem, pe lângă tot ceea ce organizăm pe linia de prevenție, tot ceea ce contorizăm ca activități, să aibă și o finalitate care să ajungă în zona măsurabilă. Planul are ca elemente prioritare creșterea gradului de siguranță, prevenirea și combaterea traficului și consumului de substanțe psihoactive în rândul elevilor, prevenirea cazurilor de bullying și reducerea riscului de expunere a elevilor la infracțiuni, în special a celor comise cu violență. Înalt preasfințitul Teodosie cere eliminarea unor probe din dosarul Recorder. Avocatul arhiepiscopului solicită parchetului și DNA să nu ia în considerare probele video depuse împotriva înaltul ierarh. Apărătorii lui Teodosie spun că denunțătorul din reportaj este lipsit de credibilitate din cauza declarațiilor făcute chiar de către acesta cu privire la truncherea anumitor înregistrări. Cererea de eliminare a probei video face trimitere și la necesitatea urmăririi penale chiar a preotului denunțător Petrică Leașcu pentru fapte de corupție. Urmărirea penală a înalt preasfințitului Teodosie a început pe 5 decembrie anul trecut, când DNA Constanța anunța că arhiepiscopul este suspectat de cumpărare de influență. Potrivit anchetatorilor, arhiepiscopul ar fi promis 20% din suma de 800.000 de lei, pe care un fost preot a promis că o poate obține de la Secretariatul de Stat pentru Culte. Banii urmau a fi folosiți pentru repararea unor biserici din Constanța. Gripa face ravagii la nivel național. Constanța este pe locul 3 în topul județelor la numărul de îmbolnăviri. Numărul cazurilor de infecții respiratorii este în continuă creștere. Săptămâna trecută peste 6.200 de constanțeni au primit un astfel de diagnostic. Raportările Direcției de Sănătate Publică arată că în tot județul s-au înregistrat peste 4.800 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, cu aproape 600 mai multe decât în intervalul precedent. La ultima raportare, pe raza județului Constanța, se înregistrau 4.817 cazuri de IACRS-uri, infecții virale ale căilor respiratorii superioare, 968 de pneumonii și 416 cazuri de gripă.
Medicii atrag atenția că sunt în special persoane în vârstă care au și alte boli asociate și care vin la spital atunci când este instalată deja insuficiența respiratorie și au nevoie de oxigen. Tocmai de aceea le atrag atenția acestor oameni să meargă la medicul de familie încă de la apariția primelor simptome, pentru că starea lor se poate agrava rapid. Medicii infecționiști recomandă în continuare vaccinarea antigripală, respectarea regulilor de igienă și evitarea zonelor aglomerate. Este important ca în această perioadă să respectăm măsurile de igienă, să ne spălăm corect pe mâini, să purtăm mască în spațiile aglomerate și dacă avem simptome să ne izolăm, să nu stăm în apropierea copiilor, a celor în vârstă și a pacienților cu boli cronice. 5.000 de euro au fost puși la bătaie pentru identitatea stațiunii Mamaia. Mamaia, unde distracția întâlnește mare, acesta a fost sloganul lansat vara trecută de organizația de management al destinației Mamaia Constanța. Sloganul era însoțit la vremea respectivă de un logo ce prezenta însă elemente grafice identice cu cele ale unui complex rezidențial din Spania. Scandalul iscat imediat după lansare a dus la retragerea imaginii, așa că acum OMD este în căutarea unei noi identități vizuale pentru Mamaia și a unui nou slogan, cu ajutorul cărora să promoveze stațiunea. Un logo spune cine suntem printr-un mesaj foarte simplu, atât un element grafic cât și un slogan. Cu alte cuvinte, într-o combinație de culori și într-o combinație de imagine, spune multe despre stațiunea noastră, despre Mamaia. De aceea este important să avem un logo bun și un slogan bun. 5.000 de euro au fost puși în joc pentru cel mai bun element de design însoțit de un slogan. Avem ambiția să facem un logo care să treacă testul timpului. Un logo ar trebui să supraviețuiască mai multor cicluri de strategie, de campanii individuale, chiar și de manageri de destinație. Și dacă ne uităm la exemplele cu cele mai faimoase logo-uri din lume, vedem că au supraviețuit destul de bine. Și asta e și ambiția noastră, poate peste 100 de ani logo-ul să fie la fel de tânăr ca și acum. 22 de agenții de design și publicitate și 64 de freelanceri s-au înscris în concursul de soluții creative lansat de OMD Mamaia Constanța. În următoarea perioadă, juriul va stabili cei 10 prefinaliști, iar până luna martie, publicul își va putea alege favoritul cu un vot pe site-ul concursului www.concurslogomamaia.ro. Experții în turism cred însă că e nevoie de mai mult decât un logo pentru revitalizarea stațiunii. Mamaia poate să revină, dar doar cu o strategie și cu specialiști în marketing și banii să fie alocați așa cum trebuie pentru o promovare corectă și coerentă a stațiunii, astfel încât să reușim să ridicăm vânzările și să le oferim turiștilor ceva de făcut în stațiune, pentru că altfel plajă, soare și un loc de cazare găsesc și în stațiunea din sud sau pe la vecini. Hotelierii și administratorii plajelor recunosc că sezonul turistic la Mamaia s-a redus la mai puțin de 3 luni pe an, iar evenimentele și concertele sunt cele care fac diferența. Nu cred că avem suficient atracție în stațiune, adică ar trebui făcute concerte cât mai des, avem două scene foarte frumoase. Când sunt concerte, cum a fost vara trecută, au fost câteva când a fost stațiunea plină, dar restul s-a micșorat sezonul de la 2 luni cât aveam înainte, acum avem 3-4 săptămâni în maxim. Conform cifrelor furnizate de agențiile de turism, anul trecut 450.000 de turiști au ales destinația de vacanță Mamaia. Numărul lor este cu cel puțin 20% mai mic decât în 2019, anul de referință pentru turismul pe litoral. Un autocar plin cu pasageri a fost implicat într-un accident în această după-amiază pe bulevardul Cebrătianu, în zona Doi Cocoși. O femeie a fost rănită și a fost transportată la Spitalul de Urgență Constanța. Autoritățile au transmis că autocarul, la bordul căruia se aflau 40 de adulți și 2 copii, efectua cursa Megidia Constanța când a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie. La scurt timp după impact au fost alertate echipajele de la detașamentul de pompieri Palas. În sprijin a venit și un echipaj al serviciului de ambulanță județean. Toți pasagerii au fost evacuați de către echipajele de salvare. Medicii spun că șoferița mașinii implicate în accident, o femeie de 53 de ani, a suferit un traumatism la coloana cervicală și lombară. Ea a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Constanța de un echipaj SAJ. De asemenea, în urma impactului, un alt autoturism a fost avariat atunci când a fost acroșat de unul dintre vehicule. Din fericire, niciunul dintre cei care se aflau în această mașină nu a fost rănit. Circulația în zonă a fost afectată pentru câteva zeci de minute în urmă acestui accident.
Militarii americani de la baza Mihail Cogălnicianu pregătesc împreună cu aliații români exerciții aeriene în zona de antrenament de la Cincu. Antrenamentele vor avea loc pe culoarul aerian dintre baza Mihail Cogălnicianu, Constanța și baza de la Cincu, județul Brașov. Este de așteptat ca în perioada 27 ianuarie-4 februarie în zonă să se audă zgomote provenite de la focurile de armă sau de la explozii, dar și de la avioanele militare care vor survola zona la joasă altitudine. Avioanele americane și aliate vor zbura pe rute preplanificate către zona de antrenament și pot transporta echipamente utilizate pentru antrenament. Forțele armate transmit că se vor depune toate eforturile pe parcursul serii pentru a respecta ordonanța locală de zgomot. Ultimul exercițiu al piloților și parașutiștilor militari, când locuitorii au fost avertizați asupra zgomotului, a avut loc în urmă cu 2 săptămâni la Constanța. Asemenea informări au început să vină din primăvara trecută, când mai mulți constanțeni s-au plâns că aparatele militare au zburat prea aproape de sol, provocând panică. Atenție! Se oprește apa în mai multe cartiere din Constanța. Raja anunță că va închide robinetele marți 30 ianuarie în intervalul 8:30-16:30. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din următoarele zone. Perimetru delimitat de strada Unirii, bulevardul Mamaia, pescărie, pescarilor locotenent Gheorghe Economu, Unirii cu punctul termic 38 și tronsonul cuprins de bulevardul Mamaia și strada Carol Davila. În același interval orar se va furniza apă cu presiune redusă în zona străzilor Mircea cel Bătrân, Mărdan, Mihai Eminescu, Eroilor Mircea cel Bătrân cu punctele termice 17, 18 și 41, iar la etajele superioare ale imobilelor se poate înregistra lipsa totală a acesteia. Compania de apă anunță că în acest interval va realiza cămine și instalații mecano-hidraulice pentru modernizarea și sectorizarea pe rețelele de distribuție. Raja face apel la utilizatorii afectați de această lucrare să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uscaznic pentru perioada în care va fi întreruptă alimentarea. Reluarea furnizării apei potabile se va realiza progresiv în fiecare zonă afectată, mai spune Raja. Centrul Jean Constantin din Constanța se pregătește să aducă o nouă poveste plină de magie și aventură pe marile ecrane cu filmul Inseparabili. Amatorii de pelicule animate sunt invitați să se alăture unei călătorii extraordinare în inima orașului New York, unde Don și DJ Doggy Dog visează să ajungă vedete. Inseparabili aduce împreună umorul, prietenia și dorința de a trăi fiecare moment cu intensitate. Povestea lui Don și DJ Doggy Dog se dezvoltă într-un New York plin de farmec și ne învață că, indiferent cât de diferiți suntem sau de unde venim, prietenia și curajul ne pot purta departe și ne pot ajuta să ne îndeplinim visele. Inseparabili este un film pentru întreaga familie care îmbină emoția și umorul într-un mod captivant. Biletele pentru Inseparabili s-au pus deja în vânzare și pot fi achiziționate de pe site-ul Centrului Jean Constantin. Vremea va fi închisă și rece în Dobrogea astăzi, când nu vor fi mai mult de 6 grade Celsius în regiune. La Constanța, vremea va fi închisă cu nori pe cer și vânt care suflă până la moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime au valori cuprinse între 4 și 5 grade, la noapte cerul va fi mai mult acoperit, temperaturile minime vor avea valori de minus 1 plus 1 grad Celsius, iar vântul va sufla cu peste 25 de km la oră. La Cernavodă, vreme închisă cu șanse mici de a vedea soarele la față, iar vântul va sufla slab. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 4 și 5 grade Celsius, iar la noapte acestea vor oscila între minus 2 și minus 4 grade. Vreme închisă ca aspect și la Mangalia, cu vânt care va sufla cu intensificări. Temperaturile maxime au valori cuprinse între 5 și 6 grade, iar la noapte acestea se vor încadra între minus 1 și plus 1 grad Celsius. Și sâmbătă va fi frig cu cel mult 5 grade Celsius în termometre, fiind așteptate și precipitații. Partida dintre Farul Constanța și FCU Craiova 1948 deschide seria jocurilor din runda cu numărul 23 a Superligii, un joc interesant între două echipe ofensive și dornice de a marca multe goluri. Marinarii pregătiți de Gheorghe Hagi vin după un succes meritat în bănie contra celor de la CSU Craiova. Înaintea acestui joc programat la Ovidiu, managerul campioanei Farul Gheorghe Hagi a declarat că anul a început foarte bine pentru Farul. La rândul lui, fundașul central al Farului Mihai Popescu consideră că
toate meciurile sunt dificile, indiferent de adversar, Hagi se va putea baza în acest meci pe Budescu și Grameni reveniți după etapele de suspendare, însă în continuare vor lipsi din lot Tudor Băluță, Dan Sârbu și Ben Ceaib din cauza problemelor medicale. Meciul Farul Constanța FCU Craiova 1948 va avea loc pe arena centrală din cadrul complexului Academiei Gheorghe Hagi de la ora 20. Sperăm un meci total diferit, probabil din punctul meu de vedere, cu un adversar la fel de talentat și de valoros, care are, cred eu, foarte mult talent, dar un meci care stăm acasă și cred eu că va fi puțin diferit în sensul de a controla ritmul și intensitatea jocului. Sperăm să o facem, sperăm să avem capacitatea asta, știm că va fi foarte greu, dar eu sunt încrezător. Trei sportive de la CSM Constanța participă zilele acestea la campionatul european de tenis de masă destinat sportivilor sub 21 de ani, eveniment sportiv care are loc în Bosnia și Herțegovina la Sarajevo. Este vorba de Elena Zaharia, Bianca Mei Roșu, duble legitimare CSM și LPS Nicolae Rotaru și Camelia Mitrofan. Prima zi a adus pentru sportivele din Constanța victorii în partidele pe care le-au susținut. Camelia Mitrofan și Bianca Mei Roșu s-au calificat în următoarea rundă la simplu feminin. Cele două tricolore au obținut 3 victorii din 3 meciuri disputate și au încheiat pe primul loc grupa din care au făcut parte. Camelia Mitrofan le-a învins cu 3-0 pe Zemfira Mihailova, Natalia Bogdanović și Ana Klemperova, în timp ce Bianca Mei Roșu a trecut cu 3-0 de Foteini Meletie și 3-1 de Elisie Puiol și Elvira Rad. Mult așteptatul derby de la Zalău contra echipei locale SCM a adus un eșec în 4 seturi pentru voleibaliștii de la CSM Constanța. Chiar și așa, cele două echipe masculine de volei au stabilit un adevărat record în competiția internă, învingătoarea reușind să-și adjudece setul 2 la capătul a numai puțin de 74 de puncte jucate. Primele două seturi au fost extrem de disputate. SCM Zalău a condus cu 1-0 după 25-23, apoi a urmat un set de poveste câștigat de formația de pe litoral cu 38-36. La 1-1, formația zălăoană s-a impus apoi în celelalte două parțiale și a câștigat meciul. Așadar, SCM Zalău CSM Constanța 3-1, pe seturi a fost 25-23, 36-38, 25-11, 25-13. La 3 zile de la meciul cu SCM Zalău, echipa de la Malul Mării susține un nou meci acasă cu Universitatea Cluj, sâmbătă 27 ianuarie de la ora 15, gazdele luptând pentru a 8-a victorie stagională.